Un omagiu marelui poet te-a adus de dimineață și primarul capitalei Ion Ceban împreună cu echipa sa, dar și o delegație a Consiliului General București, care se află în vizită la primăria Chișinău. Ei au depus flori la monumentul celui care rămâne a dăinui în inimile noastre generații după generații. Cu buchete de flori, dis de dimineață, atât Ion Ceban împreună cu echipa sa, cât și oaspeții de la București au adus în memorie importanța acestei zile. Vreau să vă spun că marele poet, astăzi, dar și în fiecare zi ar trebui să fie omagiat pentru lucrările pe care le-a făcut, pe care le-a creat. Și noi trebuie să fim promotorii acestor lucrări, acestor creații. Le mulțumesc prietenilor și colegilor din București, care sunt astăzi împreună cu noi aici ca să sărbătorim împreună această zi frumoasă, această zi a culturii. În numele Consiliului General al Municipiului București, în numele bucureștenilor, avem deosebită onoare de a vă mulțumi pentru această invitație și pentru această activitate memorabilă ca sub egida Zilei Culturale Naționale, zilei marelui poet Mihai Eminescu, împreună să putem să ne aducem aminte de ceea ce avem în comun.